În ultima vreme au avut loc scumpiri majore și se pare că vom avea parte de altele chiar în preajma Paștelui. Masa pe care o pregătim cu ocazia acestei sărbători va ajunge să coste mult mai mult decât până acum. România au avut parte de scumpiri mari în ultima perioadă și nu se opresc aici. Chiar în preajma Paștelui aflăm că trebuie să scoate mai mulți bani din buzunare pentru a pregăti masa. De exemplu, carnea de porc este unul dintre alimentele care se vor scumpi. De exemplu, dacă un kilogram de cotlet de porc fără oase costa anul trecut 22 de lei, anul acesta va ajunge la 25 de lei. Totul este scump, deci nu ne putem aștepta la mai bine, cred eu așa. Că speranțe n-avem. V-ați uitat la prețuri pentru masa de Paște, la alimente? Deocamdată nu. O să tăiem, cred că, ce mai avem prin curte. Păsări, la mei, cine știe cât or fi. Anul trecut ne-am permis anul ăsta. Dacă ne permitem, dacă nu luăm, măcar să ne facem pofta. Mult mai scumpă, însă ce se întâmplă? Nu există o concordanță în preț. La market, un kilogram de carne de miel, 54 de lei. La București, 40, 36, 38. Vă dați seama? M-am uitat la toate magazinele astea. Uleiul, văd dacă e aceeași calitate, același produs, de la 150 până la 100. Vă dați seama? Am umblat și eu ieri prin magazin. Așa. Foarte mari prețuri. Adică, față de anul trecut, cum? Nu dublă, spre triplu. Toate s-au scumpit, începând cu benzina. V-ați uitat la prețuri, v-ați făcut o idee? Cum vi se par prețurile față de anul trecut? Bineînțeles, mai mari. Mielul de Paște va fi mai scump față de anul trecut. Primele luni din 2022 au adus scumpiri în agricultură pe fondul crizei din energie. Acum războiul din Ucraina riscă să genereze o adevărată criză alimentară, în special pe piața cerealelor. Un kilogram de carne de miel tăiat va ajunge la 30 de lei, iar în viu 20 de lei pe kilogram. Nici pâinea nu scapă de scumpiri și deja au mai avut loc câteva până acum. De altfel, bani mai mulți ajungem să dăm și pentru legumele proaspete, iar agricultorii susțin că au ajuns să mărească prețurile pentru că și costurile lor au crescut, precum prețul carburanților sau salariile angajaților.